until every side is all clear. Starts rolling. The light goes, he kicks us out. What you have just witnessed was... And I take you and go into Afghanistan with you tomorrow. Let's go. Okay. Antrenament de război cu 7 armate în poligonul de la Cincu. O parte din cei 4.000 de militari ai trupelor aliate ale forțelor întrunite cu nivel de reacție foarte ridicat din cadrul NATO, dislocate la Cincu, au făcut repetiție generală pentru exercițiu tactic cu trageri de luptă din cadrul Noble Jump 2017. În poligonul de la Cincu s-a simulat luni neutralizarea unui inamic pentru a restabili o frontieră internațională. Este o parte din exercițiul care va fi prezentat și miercuri. Noble Jump testează capacitatea forțelor NATO de a răspunde în cel mai scurt timp posibil la provocări de securitate în interiorul alianței. Luni, mașinile de luptă și militarii au tras cu muniție reală. Luptătorii de la sol au fost susținuți aerian de avioane MiG-21 Lancer, de elicoptere Apache americane și Puma românești. Coordonatorii exercițiului sunt mulțumiți până acum de modul în care s-au desfășurat repetițiile. Fiecare unitate a venit cu vehiculele și tehnica sa. Astăzi, soldații forțelor multinaționale au executat trageri de luptă în fața oficialităților invitate la ziua distinșilor vizitatori. De vineri, militarii participanți la exercițiu se vor întoarce în țările lor.